România, reîntregită, într-o România mare, într-o România frumoasă. Astăzi suntem într-un loc istoric. Este Piața Mare Adunări Naționale. Un loc în care părinții, bunicii noștri au îngenunchiat pentru limba română. A făcut primul pas spre reunire conduși de mari apostoli ai românismului. Vieru, soții Aldea, Teodorovici, Vatamanu și mulți alții. Din păcate, o parte dintre ei nu au prins momentul reunificării. Vă îndemn ca în memoria lor să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc pentru ei, pentru ei cei de atunci, pentru noi cei de acum și pentru copiii și nepoții noștri suntem condamnați să facem reunirea. Vin de 16 ani în această piață mare, a Marii Adunări Naționale cu un singur scop, pentru reunire. În 2012 organizam aici la Casa Presei prima conferință de presă a noului val de unioniști, așa cum îmi place mie să vorbesc, a platformei Unioniste Acțiunea 2012. Iar în 2016, după acțiuni stradale prin care am mărit numărul unioniștilor, am făcut pasul spre politică, convins de faptul că proiectul reunirii are un singur scenariu, scenariul german. Vot în cele două parlamente ale celor două state românești, ale căror drapele le-am acum în mână. Sunt convins că același lucru trebuie să-l facă și foștii mei colegi de barecade civice. Sunt oameni care au demonstrat apartenența necondiționată la obiectivul unionist. Sunt oameni în care eu, și sunt sigur că și dumneavoastră aveți încredere, George Simion, îl cunoașteți, Ion Leașcencu, Anatol Ursu, Vlad Bilescu, sunt oameni pe care mi doresc să participe nemijlocit la votul politic al reunificării. Și închei cu două întrebări. Dodon ne amenință că ne scoate în afara legii, ne bagă în pușcării. Vreau să vă întreb, vă este frică? Nu! Vă este frică? Nu! Vă este frică? Nu! Bravo! Voronin și Lupu vor să ne spună adio. Vreau să vă întreb, plecăm de aici? Nu! Plecăm doi de aici? Nu! Plecăm de aici? Nu! Sunteți gata să facem reunirea? Da! Sunteți gata să facem reunirea? Da! Unire! 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 Și acum invit pe domnul Anton Camaran, președintele Asociației Veteranilor din Tiraspol. Bravo! Iubit popor, vă prezint onorul soldatului român. Trăiască România mare! Fraților, la Nistru, în anul 1992, s-a luptat pentru valorile naționale românești, limba română, istoria României și eliberarea noastră de sub ocupația Imperiului Rus. Cu regret și cu noduri în gât vorbesc după 28 de ani de independență. Ce am dobândit? Sărăcie, caznocrați și un președinte laș și trădător din neam și țară. Unde s-am mai văzut că un comandant suprem al statului, președinte de iure a Republicii Moldova, în fapt reprezentantul lui Putin, să meargă la Tiraspol, să ne dezonoreze și să depună flori la mormintele bandiților care ne-au atacat și au încercat să revanșeze. El nu a lovit în Traian Băsescu în persoană când l-a lipsit de cetățenie Republicii Moldova. El a lovit în noi, în neamul românesc, în poporul românesc.
înseamnă bine. Noi suntem soldați și apreciem întotdeauna situația corect. Ne aflăm într-un pericol. Astăzi forțele naționale de dreapta, politice, sunt dezbinate. Sarcina noastră a tuturor care ne aflăm în această piață, toate organizațiile obștești, să-i chemăm într-un front unic împotriva forțelor pro-imperiale rusești care se află sub conducerea lașului de președinte Igor Dodon, ca la toamnă împreună într-un front unic să câștigăm alegerile. Vă chem pe toți să mergem în fiecare ogradă țărănească, să batem la ușa fiecărui orășan, să le explicăm și să le lămurim, pe nimeni să nu bârfim, să nu-i ocărim pe cei care nu înțeleg că drumul nostru, că salvarea noastră de a scăpa de toate cele care am vorbit mai sus, este Chișinău-București. Drumul nostru este Chișinău-București. În încheiere, să ne ajute Domnul, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Unire, frați români! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Primarul Comunii Gura Galbenei, Timișlia, domnul Victor Stână. Bravo! Mulțumim foarte mult! Sunt emoționat și onorat. Dragii mei, frați, sunt nespus de bucuros și cuprins de un sentiment de bucurie să fiu în fața domnilor voastre în această zi istorică, din 1918, când au adus toți românii împreună. Și păuritorii României mari ne-au lăsat la toți un testament care nu avem dreptul de a nu-l respecta. Și acum vreau să vă îndemn să ne gândim la acele gânduri și valori care au fost posibile să fie înfăptuite Marea Unire. Basarabiei noastre îi doresc să fie iubită de români, oriunde ar fi și oricare ar fi crezul. Iar nouă, fraților, în acest an și tot timpul, vă îndemn să fim mai uniți decât am fost vreodată. Fiindcă numai împreună putem să ne construim viețile pe care noi ni le dorim. Dorim o țară frumoasă, o țară mare, cum este România, dar și unificată, din care noi toți să nu vrem să plecăm. Se zice că dintr-o casă unde este cald și bine, nimeni nu vrea să plece. Iar pentru Bravo. Frații noștri din România, care sunt mulți, vreau să le transmitem că celălalt mal al Prutului, cealaltă jumătate de Basarabie, este solidară. Și ne îndeamnă să nu ne uităm istoria, pentru a nu risca să uităm istoria. Noi vrem să înfăptuim unirea. Unire, basarabeni! Unire! 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 Primarul Comunii Veștelița Ștefan Vodă, domnul Nicolae Tudoreanu. Bravo! Bună ziua, onorată adunare! Citeam pe undeva că satele au creat statele. Și cei care ne întrebau în baza cărei norme legale am semnat declarația de unire, am spus că mai bună normă internațională decât proverbul satele a creat statele nu există. De aceea, localitatea noastră a devenit cu numărul 2 în rândul celor care au semnat declarația de unire. Bravo! Am mai citit pe undeva că cine va merge împotriva poporului său va fi blestemat.
să ieșim din acest blestem și să ne unim cu țara, ca astfel nevoile noastre nu se vor termina niciodată. Unire, fraților! Unire! 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 Este foarte important ca cei care guvernează Republica Moldova și România să ne audă, fiindcă această unire este vrerea noastră astăzi, acum, și cred că se va întâmpla dacă noi, perseverent, consecvent, vom merge înainte. Eu invit o personalitate deosebită, care respect foarte mult, pe domnul primar din Urzești, noi, Ialoveni, Pavel Codreanu. Bravo! Noi suntem de la Rusești și ca noi nu mai găsești. Să trăiască, să înflorească și comuna noastră în țara românească. Să trăiască reunirea, Doamne, aceasta-i mântuirea. Bravo! Bravo! Și acum atenție pentru toată lumea, atenție! Vreau să revin pe Vlad Bilețchi, care va da citire rezoluției acestei adunări. Curaj avem destul, nu cedăm niciodată. Înainte să dau citire, vreau să remarc un lucru foarte important. Sunt foarte mulți oameni, mii, sute, în sate, în raioane și în diaspora, în state, peste tot, care n-au putut să vină, dar care rezonează cu noi. Primim mesaje din toată lumea. Salutări cu drag din toate locațiile lumii, peste tot unde este inimă de român, peste tot astăzi arde flacăra românismului și este ridicat în tricolor. Aplauze pentru ai noștri din diaspora! Eu citesc de pe foaie nu pentru că nu știu ce să spun, ci pentru că este un document de importanță majoră. Vă rog, înarmați-vă cu răbdare, iar la final voi supune la vot această proclamație. Noi, cetățenii Republicii Moldova, participanți la Marea Adunare Centenară de la Chișinău, azi, 25 martie 2018, în ajunul centenarului Unirii Basarabiei cu țara, în numele nostru și al tuturor celor aflați de o parte și de alta a graniței, nefirești de pe Prut, de care suntem încredințați că împărtășesc aceleași doleanțe cu noi, adresăm poporului român, în integralitatea sa, clasei politice din cele două state în care ne găsim astăzi și comunității internaționale. Proclamația Marii Adunări Centenare din 25 martie 2018 pentru unire. Având în vedere că în urmă cu 100 de ani, Sfatul Țării, singurul organ suprem legislativ și reprezentativ al Basarabiei, ales în mod democratic, care a acționat în conformitate cu interesele fundamentale ale întregii populații, întrunit în ședință legală și solemnă, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, în baza principiului autodeterminării popoarelor, a votat declarația de unire a Republicii Democratice Moldovenești Basarabiei cu România. Cunoscând că în urma votului din Sfatul Țării, în teritoriul dintre Prut și Nistru, a fost instaurat un regim care a asigurat tuturor locuitorilor securitatea individuală și libera evoluție socială, economică, politică și culturală, prețuind actul de mare responsabilitate și curaj politic al oamenilor de stat basarabeni de la 1918, care au demonstrat o intuiție politică admirală în contextul în care asupra Basarabiei plana pericolul dezintegrării teritoriale și al instaurării terorii bolșevice și care și-au asumat responsabilitatea pentru destinul poporului din Basarabia, conștientizând că legitimitatea actului unirii Basarabiei cu România ca unică soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru nu poate fi nicicum pusă la îndoială. Având certitudinea că guvernările care s-au succedat la putere în Republica Moldova de la obținerea independenței și până în prezent nu au avut în vedere decât îmbogățirea proprie prin sărăcirea populației și menținerea în prizonierat a acesteia prin aruncarea ei peste hotare, la munci grele, prin falsificarea trecutului istoric și crearea unor iluzii pentru viitor, prin propagandă, manipulare, pentru a-și menține funcțiile și accesul la fluxul de bani și beneficii. Fiind în asentimentul aleșilor locali din teritoriu,
care au votat declarații de unire cu România, act de onestitate, patriotism și responsabilitate și care au primit răspuns imediat din partea orașelor, județelor, instituțiilor de învățământ, organizațiilor non-guvernamentale și altor entități din România și diaspora, care au adoptat declarații de unire în vederea urgentării înfăptuirii unității naționale depline, condamnând orice forme de intimidare a semnătarilor declarațiilor de unire cu România din partea unor grupuri de mercenari care neagă dorința legitimă a cetățenilor Republicii Moldova de a trăi într-un stat de drept național, puternic, unitar și prosper. Îndemnând minoritățile etnice din Republica Moldova să susțină procesele firești ale populației băștinașe, majoritare, de reîntregire națională ca unica și singura modalitate de afirmare și dezvoltare armonioasă a tuturor, dar și de recuperare a identității proprii într-un spațiu de cultură și civilizație europeană, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților democratice. Salutăm participanții la Marea Adunare Centenară veniți din toate raioanele și de peste hotare. Reafirmăm dreptul poporului nostru la autodeterminare, după modelul german, fără niciun amestec din afară. Apreciem că anul centenar reprezintă un moment oportun de săvârșirea unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional. Pledăm pentru revenirea definitivă a populației dintre Prut și Nistru la trupul țării mamă, România. Solicităm factorilor decizionali de la Chișinău și București să trateze centenarul Marii Uniri cu responsabilitate față de soarta actualelor generații, dar mai ales față de cea a viitoarelor generații de pe ambele maluri de Prut. Ne luăm angajamentul ca în anul centenarului Marii Uniri să contribuim cu toate eforturile, fiecare din noi și coordonat, la reîntregirea națională după cum urmează. Participăm la consultarea publică din municipiul Chișinău și votăm pro unire între 1 și 14 aprilie. Ne adunăm toate colectivele și localitățile care au declarat unirea pe 1 iulie la capitala Unirii din 1918, Alba Iulia, unde reaprindem flacăra Unirii. Convocăm Congresul Reîntregirii Neamului la Iași, veche capitala Moldovei, între 24 și 26 august. Continuăm pe 1 și 2 septembrie marele manifestații pentru unirea pașnică a poporului nostru. Dăm de știre întregii lumi despre voința noastră legitimă la Bruxelles între 24 și 26 septembrie printr-o conferință internațională de amploare în Parlamentul European. Cerem celor două parlamente să primească delegații ale Marii Adunări Centenare, iar la ședința solemnă din 27 martie 2018, Parlamentul de la București să adopte o decizie prin care să se implice pentru reîntregirea națională prin mijloacele pașnice ale democrației parlamentare și în limitele Constituției României, în conformitate cu normele dreptului internațional și a actului final de la Helsinki. Votăm astăzi unirea Republicii Moldova cu România de-a pururi și pentru totdeauna. Așa să ne ajute Dumnezeu! Și acum, atenție, cine este pentru? Ridică mâinile! Pentru? Abțineri? Împotrivă? Nimeni. Votat unanim! Felicitări! Unire! 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 Dragi compatrioți! Unire! La finele acestei mari adunări centenare vreau să spun un singur lucru. Basarabia și România are viitor. Unirea se va întâmpla, deoarece avem o nouă generație de tineri care gândesc altfel, care au devotament, care sunt perseverenți și cred în unitatea națională. Vreau să invit și eu acum pe organizatorii acestei manifestări, Vlad Bilețchi, aplauze Ion Leașinco, Anatol Urzu și desigur Georgi Semion. Bravo! Bravo!
trecem peste partea de Bravo și haideți să vedem ce avem de făcut ca să nu mai avem graniță între noi. Jos hotarul de la Prut! 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 Dragilor, până trece la program, mă cunoașteți probabil din mai ales fiind în fruntea coloanei atunci când mergeam cu marșurile prin Chișinău de fiecare dată și scandal. Și eu am o scandală preferată care nu a fost niciodată folosită astăzi și n-a fost probabil niciodată folosită la o atât de mare adunare. De asta, mă rog, toată lumea vrea un sincron absolut. Toată lumea mâinile în aer. Toată lumea mâinile în aer. Ambele mâini și fiți atent la sincron. Strigăm! România! 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 Vă mulțumesc mult! Iar noi facem unirea! 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 Iar acum am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să priviți în stânga și în dreapta dumneavoastră și să-mi spuneți, suntem mulți? Da! Suntem mulți? Da! Vreți să vă spun un secret? Nu suntem nici pe departe toți! Nu suntem nici pe departe toți, deși suntem mulți astăzi aici. Și ca să aflăm cât suntem cu adevărat și ca să demonstrăm cât suntem cu adevărat, vom participa din 1 în 14 aprilie la un exercițiu extraordinar. Este vorba despre consultarea publică de tip recensământ, referendum, numiți-o cum vreți, în care veți fi întrebați un singur lucru. Spuneți da sau nu Unirii Republicii Moldova cu România. O spuneam în debutul acestei mari adunări centenar. Eu spun da! Când veți fi întrebați, ce veți spune? Da! Vă întreb, da sau nu pentru unire? Da! Repet, 1-14 aprilie sunt două săptămâni în care va avea loc această consultare publică. Este foarte important să ne implicăm fiecare dintre noi. Cu sfaturi pot veni mulți. Cu acțiuni concrete vin mai puțin. Vă rog, dintre cei care sunteți aici, să fiți alături de noi cu acțiuni concrete. Avem întotdeauna, dar absolut întotdeauna, nevoie de ajutor. Sunteți cu noi? Da! 1-14 aprilie aflăm câți unioniști avem în Republica Moldova. 1-14 aprilie spunem da unirii! 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 Vine aici, vine aici! Noi suntem români! Noi suntem români! Noi suntem români! Noi suntem români! Fraților! Fraților, sunteți extraordinari! Sunteți foarte frumoși! Sunteți cei mai frumoși români moldoveni, sunteți cei mai frumoși cetățeni ai acestei planete. Sunteți extraordinari. Mulțumesc Anatoliu, eu fiind chișinăuian, nu pot decât să mă bucur de acest frumos eveniment care va avea loc, acest sondaj recensământ. Și trebuie să strigăm încă o dată, să știe toată lumea că și Chișinăul vrea unire. Chișinău vrea unire! 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 Așa este! În anul 2018, capitala unirii este orașul Chișinău. La 1918, la 1 decembrie 1918, capitala unirii a fost orașul Alba Iulia, unde mare adunare națională pe 1 decembrie a spus răspicat că vrea să trăiască într-o țară întreagă. La fel noi, românii moldoveni, de lângă cu celelalte etnii, ne adunăm pe 1 iulie la Alba Iulia,
pe 1 iulie la Alba Iulia, împreună cu semnatarii declarațiilor de unire, împreună cu membrii Alianței pentru Centenar, cu asociațiile civice și toată lumea frumoasă, unde vom aprinde flacăra unirii și vom merge într-un marș pe jos de la Alba Iulia. Marș pe jos de la Alba Iulia, de la 1 iulie până la sfârșitul verii. Ajungem pe jos cu flacăra reunirii la Iași, unde vom avea Congresul Reîntregirii între 24-26 august. Acolo se va aduna toată lumea bună, toată lumea frumoasă, toată lumea care împărtășește idealul reîntregirii. Iar pe 1-2 septembrie ajungem iarăși la Chișinău, pentru că Chișinăul aici este capitala unirii, aici este capitala centenarului 2018. Pe 1-2 septembrie vom avea mai multe manifestații publice, vom avea mai multe manifestații unioniste. Această mare manifestație frumoasă este cea mai mare întrunire publică de la independență încoace. Sunteți cei mai frumoși români, sunteți cei mai frumoși oameni. Pe 1-2 septembrie vom fi și mai mulți, și mai mulți. Chișinăul și Republica Moldova vrea unire. Încă o dată strigăm unire. Voi vreți unire? Unire! Vreți unire? Unire! 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 Bat clopote vestind reîntregirea și sufletul ia foc în clopotari. 1 decembrie urmează după 1-2 septembrie și 1 decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Astăzi, aici, moldoveni de pe ambele maluri ale Prutului, români de pe ambele maluri ale Prutului, am făcut istorie. Astăzi pornim pe calea unirii, pornim pe calea centenarului și nu o să ne mai oprim până nu o să rupem toate granițele care există și despart frații de același neam. Astăzi, la Marea Adunare Centenară, am dat start unirii. 1 decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Mihai Viteazu intră în catedrală și ține harta Daciei în mâini. Întrânsul Burebista se răscoală, pe vatra lui se nasc români. Bravo! Imnul nostru național, după unire, pentru că ne unește, o să țin foarte mult să fie limba noastră a lui Mateevici. Dar imnul național de acum, din prezent, al României, spune în ultima strofă: preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină. La început de drum, pe calea unirii, am invitat părinți de-ai noștri de la Patriarhia Română, la Mitropolia Basarabiei, să spunem cu toții un Tatăl nostru și să ne ofere binecuvântarea lor pentru tot anul centenar. De aici, de la Chișinău, din capitala tuturor moldovenilor, din capitala tuturor românilor, am dat start anului reîntregirii noastre, am dat start anului centenar. Sfinți părinți, vă rugăm, binecuvântați calea noastră dreaptă, calea noastră pentru unire. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rostim cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celul viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și măria a Tatălui și a
Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Părinte Fiule și Duhule Sfinte, venim la Tine cu pocăință și durere în inimi să ne rugăm pentru poporul român. Ascultă cererea noastră. Intră, Doamne, ca un împărat ceresc în țara noastră și în neamul nostru românesc și îl scapă, Iisuse, Doamne, de uneltile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Că prigonește vrăjmașul sufletul neamului românesc și viața lui o calcă în picioare, făcutu-l-a să locuiască în întuneric ca mulții cei din veacuri și sufletul lui este mâhnit de moarte, că l-au trădat cei puși de Tine să-l conducă și au uitat că Tu ai spus ca cel ce vrea să fie întâiul să slujească tuturor. Și ei au știut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit, l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri, au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta pe care l-a dat neamului românesc pe veci l-au înstrăinat. Dar poporul acesta, Doamne, Te slăvește, nu numai cu buzele, ci și cu inima. Adu-ți aminte de el, pentru cei care Te cunosc pe Tine, pentru monahii, monahiile care zilnic se roagă pentru el și pentru rugăciunea noastră de astăzi, de aici, chiar dacă suntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toți ne-am abătut, toți am făcut nelegiuire, și ierarhii, și preoții, și credincioșii. Nu mai este niciunul care să facă dreptate, nu mai este niciunul, ci încetează, Doamne, în bătaia împotriva poporului nostru român. Adu-ți aminte, Doamne Iisuse, de frații noștri care sunt în afara țării, în exil, s-au vândut odată cu teritoriile cedate și miluiește pe ei. Reunifică, Doamne, poporul Tău, repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârșite, apostaziile, răutățile, îndemnele la răsfrânare, la neiertare și la răzvătire împotriva Ta. Rugături aducem pentru noi, pe Maica Ta cea sfântă, pururea Fecioară Maria, puterile cerești, pe Sfinții Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului nostru, pe toți mucenicii, sfinții și cuvioșii care au slujit Ție cu credință curată. Adu-ți aminte, Stăpâne, de toți cei care s-au jertfit pentru cruce, pentru biserică, pentru neamul românesc. Adu-ți aminte de sângele lor care s-a vărsat și pune-l pe acesta în balanța iertării noastre. Redă poporului nostru pământul pe care l-a păzit cu grijă și credință prin veacuri. Redă-i bisericile și mănăstirile vândute. Redă-i pacea văzduhului și îmbelșugarea roadelor pământului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creștină și națională de altă dată, conducători buni și cinstiți, neasupritori, nemincinoși și nelacomi. Redă-i arhierei vrednici de Tine, Iisuse, mare arhiereu, preoți dăruiți bisericii și neamului, credincioși misiunilor, adevărați secerători, așa cum îi vrei Tu, milostive. Auzi-ne, Doamne, într-o îndurarea Ta, nu intra stăpâni la judecată cu robii Tăi, ci întoarce-ți privirea spre noi și ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mântuitoare. Și trecând prin patimile toate, curățați prin suferință să ajungem și la Sfânta Ta Înviere, Iisuse, slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl, Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, unește pe români acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vrem unire! 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 Dragi concetățeni, dați-mi voie ca marea adunare centenară să o declar închisă. Unire, frați români! Unire! 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 Înainte, în anul 2018, numai împreună, mișcarea unionistă, toți cum am fost astăzi, uniți în anul centenar! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara noastră!